Sfântul pe care biserica îl prăznuiește astăzi, cuviosul Sisoie cel Mare, este foarte cunoscut creștinilor datorită multelor sale apoftegme sau ziceri, care s-au păstrat în colecția de învățături ale părinților pustiei, numită Patericul Egiptean. Sfântul Sisoie a fost contemporan și prieten al Sfântului Antonie cel Mare. Întâi a locuit în deșertul Schetic sau Scetic, în Egipt, de unde s-a mutat după trecerea la Domnul a Sfântului Antonie în anul 355. În perioada șederii sale la Schit sau în deșertul Schetic, Sisoie s-a nevoit alături de alți părinți ai pustiei foarte cunoscuți și ei, precum Macarie și Or. Motivul plecării sale din locul unde s-a format duhovnicește a fost dorința de liniștire. S-a mutat în muntele numit al Sfântului Antonie și a rămas acolo peste 70 de ani. S-a nevoit împreună cu un ucenic al său, Avraam. La o vârstă foarte înaintată, a trecut la Domnul. Din nefericire, nu se păstrează o viață sau o relatare a biografiei Sfântului Sisoie. Ea poate fi dedusă din izvoare secundare, cel mai de seamă fiind Patericul. Acesta îl numără pe Ava Sisoie între cei mai sporiți duhovnicește părinți. Sfântul cuvios Sisoie cel Mare nu trebuie confundat cu Sisoie din Teba, care a locuit la Celamon, în Arsinoe, sau cu Sisoie cel care a locuit într-o chilie în Petra. Darul Sfântului Sisoie cel Mare pentru noi este pe de o parte pilda viețuirii sale ascetice, așa cum este ea mărturisită în Pateric, dar mai ales darul cuvintelor sale izvorâte din înțelepciunea luminată de Duhul Sfânt. Sunt unii care își cheltuiesc zilele lor în nepăsare, spunea Sfântul Sisoie. Cu cuvântul și cu gândul caută să se mântuiască, dar cu fapta nu se îngrijesc. Pe de o parte citesc viețile sfinților, pe de altă parte nu urmează smerenia și neagonisirea, rugăciunea și privegherea, înfrânarea și liniștirea, somnul pe pământ și metaniile. Socotez neadevărate viețile sfinților, întrufia lor spunând că este cu neputință să îndure cineva asemenea lucruri, negândindu-se că unde Dumnezeu locuiește, prin harul dumnezeiesc al botezului și prin lucrarea poruncilor, se săvârșesc lucruri și daruri duhovnice mai presus de fire.